Mă înțelegez? Nu e bine să leșin, nu mai leșina, că e aia situația. Bună seara, unde e Roberta? Roberta este acasă la ea. Florinele, vezi că te strigă cineva cu aia. Să fie sănătos. Serios, ori de la mine, ori de la tine, nu știu, a zis cineva ceva, parcă nu? Da, probabil, să fie sănătos și eu. Vai! Vai! Vai, mă! Te strigă roata de rezervă. Te caută roata de rezervă. Mersi, la fel, mersi, mersi. Auzi, direct, mi ești puternic, auzi cum a luat Danonino ăla, nu vine să cred, mi-e dor rău de tine, țin lipsa în casă. Vai, e teroare în seara asta, păi, de ce, ce s-a întâmplat? E șarpe, fac parte din categoria șarpe, zodia șarpe sunt, da, chiar sunt zodia șarpe, știați? Că vreau să-mi cumpăr un șarpe și un terariu, dar Roberta nu mă lasă. A zis că le aruncă pe de la balcon, dar că nu știu dacă are curaj. Băi, dă-te-n, Doamne, iartă-mă! Băi, dă-te-n, Doamne, iartă-mă de urecheat! Ai, Adriana, că mă doare tot corpul să mă bată mama, dacă nu. Mi-am dat mesaj lui Roberta, ce faci? Îmi faci mie masaj? Și ce crezi? Hai că da! N-am voie să stau cu tine, că tocmai ce-am dat divorț. Bună, mentor, intră cu Roberta, dar nu e Roberta aici, mă, nu e Roberta aici, Berta, așa îi spune Aileen, Berta. Ce faci, Berta? Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Apăsați și voi pe ecran, că nu mai stau dacă nu ești, ești prieten cu Marco, da. Am împlinit, astăzi este ziua mea, am împlinit 100 de kilograme, știați? Na, mă! Caut să fac Caterinca cu cineva, dar nu găsesc. Oh, salut, Sebastian. Ce strigă? Who calls me? Cine? Cine? Păi cine te strigă cu aie? Cine ești acolo? Bă, nu înțeleg care din voi ține telefonul în mână, jur. Tu ții telefonul în mână? Păi și cine ține? Ți-ai luat suport de telefon? Bă, da, am suport de ăsta, manual. Îl plătești bine? Bă, unul să zic eu, da. Dar de ce ții filtru pe față, frate, cu barba? Păi, bro, uite, ca să mă pun și eu meci cu tine, mă înțelegi? Eu am got, eu mai bun decât altul. Frate, că eu mai am păr de un duș în cap, ești nebun. Eu mi-aș dori să am așa eu filtru din ăla, dar nu găsesc. Bro, uite diferență la mine, ui. Păi învață-mă și pe mine cum fac așa, că uite, mă învăța ceva nou în seara asta. Fii atent, fii atent. Uite aici. Ia uite la asta. Băi, deci uite-te un pic ce păr mi-a crescut în prima secundă, bă. Nu, măi, ăla cu barba era bun, ăla cu barba. Deci uite, dar acum, fii atent. Îmi schimb fără mână. Găsim, deci uite la mine, bro. Unde găsim să ne punem o așa barbă deasă? Unde dau, frate? Bro, uite, asta nu pot să spun. Am un băiat cu sindromul Down lângă mine. Știi el chestii de genul? Nu mai glumi cu chestii, da, din astea. Chiar e, gen.
ești nesimțit dacă faci glume din astea, să știi. Eu câte glume pe care am... Dar vorbe serios. Dacă e adevărat, e urât. Nu e urât, frate. Mai știu eu pe unul, auzi, mai știu eu pe unul care intra... Auzi, fază. Intra românul cu oameni așa pe live și stătea așa. Sau își scotea un... își scotea... cum avea tricou pe el și băgam așa, înțeles, ca și cum să se vadă că nu are o mână. Și ce crezi că are? A ajuns omul în scaun cu rotile? Ce crezi? A, că tu crezi de așa? A? Hai, mai intră pe TikTok și fă caterincă cu oameni așa, că te pune Dumnezeu direct în așa te pune. Adevărat, zice Băsean, adevărat. Nu mai stau, caut pe cineva să mă joc, vă pup, seară frumoasă și nu mai glumi cu chestii din astea, că nu-i de glumă, ca să știi. Bun, mă deconectez. Dă-l mă în pula mea de copil prost. Iarăși în jur, iarăși mă ia capul, dar nu se fac glume din astea. Pe bune, era unul pe TikTok, își lua tricoul pe el, dar o mână nu mai băga, o lăsa așa. Știi, și într-o mea, suntem la casa de copii, sau mă, ce faci, eu am accident. Și românul l-am văzut după aia, pe bune, în scaun cu rotile, ești nebun? Ce aveți, fraților? Auzi, caterinca lor. Auzi, caterinca voastră, vă băgați mâna pe sub haine că voi nu aveți o mână. Păi asta e caterinca? Nu mai e caterinca, că deja o dați în altele. Ce cu voi? Wow, Rafi! Doctorul femeilor la domiciliu, ce faci? Viața mea! Băi, asta zi alea, mă râdem de o vacă, de un cal. Gata, mă, așa e. Da, puneți video și după aia jucăm, dar nu acum, în altă viață, viața mea, Dumnezeu. Care sunteți bolnavi, vreau să fac și o recomandare. Vedeți că mi-a lăsat aici cineva un comentariu, v-a smâzgâlit, a venit Halloween, a venit astea la geam, la alea. Bă, stați așa când sună telefonul. Duceți-vă pe Instagram la mine, frumoșii mei, spionii mei, că v-am lăsat acolo un link și lăsați și voi un comentariu dacă vreți să vedeți un meci frumos în decembrie. Hai că a intrat live Roberta. Nu intre Roberta cu mine în viața mea. L-ai văzut pe Marco fără mască niciodată. Nimic, niște biscuiți simpli. Andrei, te pup, da, am fost la antrenament astăzi. Dar nu pot să-i dau, că are aia anulată și nu pot să-i dau. La Survivor România te duce cu mare drag. Și a blocat alea invitațiile ca să nu pot să-i dau. Nu pot să-i dau. Și a blocat invitațiile. Nu știu.